ziua, eu sunt Pohri Ștefania. Sunt elevă la școala gimnazială Dimitrie Cantemir și astăzi vreau să vă prezint cartea Harry Potter, primul volum din seria Harry Potter. Acest roman, scris de J.K. Rowling, a format o întreagă generație de cititori. Primul volum Harry Potter este la fel de amuzant precum poveștile lui Roald Dahl și la fel de plin de viață precum și seria Narnia. Harry, un puști, care este orfan și trăiește cu rudele sale, află pe parcursul călătoriei sale că are puteri magice și că poate vorbi cu șerpi. Pe parcursul călătoriei sale spre casa Hogwarts, se întâlnește cu diferite creaturi magice și își găsește în același timp și prietena lui pe care o va avea până la adânci bătrâneți și va fi ca mâna lui dreaptă. Nu pot să vă spun mai multe pentru că nu vreau să vă stric entuziasmul de a citi seria Harry Potter. Acum vreau să vă citesc un fragment. Dumbleron devenit dintr-o dată foarte interesat de o pasăre care țopăia pe pervaz, ceea ce îi dădu lui Harry răgazul să-și șteargă ochii cu ceașafă. Când își recăpătă glasul, îl întrebă: dar mantia de invizibilitate, știți cine mi-a trimis-o? Mantia! S-a nimerit că tatăl tău mi-o încredințează mie la un moment dat, iar eu m-am gândit că ți-ar plăcea să o ai. În ochii lui Dumbleron începură să joace luminițe ghidușe. Sunt practice mantiile astea. Când era aici, tatăl tău o folosea mai ales ca să se strecoare nevăzut în bucătărie și să fure mâncare. Și ar mai fi ceva, să auzim, Quirrell și Snape, profesorul Snape Harry. Sper că v-a plăcut și vă îndemn și pe voi să citiți. Mulțumesc pentru vizionare!